Cumpără FIFA Coins la un preț corect doar pe fifacoin.com și nu uita să folosești codul CATA pentru o reducere topor. Linkul îl găsești în descriere. Salut, fani și astea, la un episod de FIFA 23 Pack Opening Footies, echipa 5 care arată absolut bestial și vreau să-mi plăcești și mie unul dintre cei mai șmecher footies din această echipă. Dacă v-a plăcut seria, nu uitați să plăcești pe butonul like, e foarte important să vă abonați și legendar de important dacă n-ați tot deja să-mi dați un follow pe Instagram. Cel mai important lucru de violanetă, să folosiți codul de reducere CATAXPKG pe PC Garage, indiferent ce vă cumpărați, jocul ieftin pe G2A și bineînțeles dacă aveți nevoie de FIFA Coins, pe fifacoin.com folosim codul de reducere CATA pe Fortnite Shop, milioane de dolari, uitați-l pe benzinarul cum arată acolo, păcat că mi-am pus imagine dinamică, n-am înțeles exact care e schema. Hai să ne uităm rapid peste 5 carduri, cele mai șmechere carduri. Cine ne-a zis darul? 3 milioane la SBC. M-ar tenta să-l fac, dar am doar 300.000 de coin și 100% n-am resurse. Chiar dacă bag absolut tot ce am la club, nu am resurse să îl fac. Dacă nu cumva bagă un 85x10 repetabil la infinit. Atunci pot să stau să farmez 5x5, shoot bestial, pace, pas maxată, dribbling blană, are și defending, are și physical, card dorată legendar. Super imagine dinamică, tot ce vrei. Aici din păcate nu băgat imagine dinamică, nu mai vreau bani băieții. 5x5, hai cu medium. Dacă mi l-ar da pe ăsta, direct îmi bag marinarul salpa. Shoot maxat. Are și pace, are și dribbling, physical aproape maxat. Legendă, domnilor. Ginola, care și ăsta arată absolut legendar. 5x5, hai medium. Shoot aproape maxat. Ciudat că ăsta are attacking position destul de slăbuț, așa. Pentru un card legendar. Pace blană, pasă blană, dribbling blană, physical blană. Cum suntem obișnuiți practic în perioada asta să fie totul blană. Nenea Rashford, care n-am ce să mai zic. Uitați-vă cum arată cardul ăsta, e nebun. Ăsta chiar le are pe toate. Dacă mi-a dat și un 80 defending, nebun, era topor style. Ok, și striker. Și bineînțeles, probabil cel mai, sau hai nu să nu zic, în top 3 cei mai buni fundași centrali. Deja și pe Araujo n-ar fi rău să vină, că pot să-l bag lejerean în echipă. Ăsta arată ultra mega topor style. Hai să vedem ce pică la pachetul zinic, dacă tort. Începem direct cu pachetii barosane. 85x10. Sper că le-am totuși aici disponibile. Bun. 85x10, let's go time, primul pachet. Cred că numai 4 mi apar aici, cred că am 5. Începem cu Team of the Season, o băga și Team of the Season în pachet, am uitat să zic asta. Ceea ce e foarte important pentru că avem nevoie de jucători Team of the Season aproape la fiecare SBC. Dacă nu, cumva o să facă schemă și o să ceară numai din ăștia Team of the Week acum. Din moment ce o băgat în pachet, avem acces super lejer la ei. Nu m-ar mira o schemă din asta clasică EA Sports ținând game. Dați-vă și voi, și l-am prins și pe Pogba, care la un moment dat era super mega bănet grămadă. Nu știu dacă mai costă ceva Pogbani. Arată bine cardul, s-ar putea să-l băgă în striker, cine știe, vedem. Uitați-vă că Team of the Season, deci mă pot băga la focus SBC-uri acum la nebunie. Cred că o băga și drop rate mai mare, că am un singur jucător de 85 și restul blană totală. Dar ce din nou ar fi bine. What the fuck ai eu, man? 2 milioane ăsta. Bă, nene, bă, mă gândeam că e vreo 500.000, what? Olișniețăl. E al doilea cel mai scump jucător de anul ăsta. După Ronaldinho, Totti. Bă, băiat. Pogbani. Ok. Trebuie să-l băgăm pe Nea Pogbani în echipă, în locul Mbappe Marinan. Bine venit, domnule Pogbani. Nu, la asta nici nu mă așteptam, nici nebun. Am văzut și mi-a picat Pogba, știam că a fost cândva bani grei. Apare în Pogba, încă e bani grei. Bun. Mega noroc din primul pachet, ești nebun? Evident, Team of the Season acolo, dar la Team of the Season zis ar capacele. Iar mă chinuiam să fac SBC-uri astăzi, dar e să meargă. Ter Stegen. Care șansele să fie ceva în spatele lui? De preferat un footy. Zic. Tot de la aceeași echipă, dacă se poate. Zic. Nenea Araujo, ce zici? Eu tot zic, dar tu zici ceva. Ok, nu zice nimic Nenea Araujo. Bă, e clar, drop rate-ul, după cum vedeți, e extrem, adică 90
topor style. La modul, e bun un 89 rating. O mai stau să fac SBC-uri. Mi-am ajuns, gata, suntem cineva. O să am și un pachet din ăsta mai barosan pe episodul ăsta cu, nu mai știu exact, de la sezon. Cred că 23 de jucători, 80 și nu mai știu cât. Am încă 4 și am deschis 2. De unde am atâtea nene? Ok, 85-10 din nou. Vreau să am numai 5. Team of the season, logic, Anglia, ce aia. Ok, trebuie să bag la SBC, că parcă ăsta l-am mai prins. Mă apuc oare de Zidane? La cum pică cardurile astea de 90 plus, cine știe? În spatele lui. Ionica, de fapt stai că Ionica Messi e varianta Team of the Season acum. Ce să fie, ce să fie. Unai, can let's go time. Ok. 3 jucători de 90 plus. Nu cred că am vreunul 3 de all pe aici. Hai că revin. 85-10 din nou, dăm în mijloc pentru că mijloc este cel mai bine. Hai să vedem. Ceva avion direct. Ok, deci clar o să fie spam total cu Team of the Season. Iar Taremi. Ba da, Taremi. Mamă, din nou dublură. Ok, cred că o să deschid pachetul ăla mai barosan și le las astea două de 85-10 pe data viitoare. Mâine o să apară Icon Player Pick. Îl fac ultra mega lejer la câte dubluri îmi dă pistol cu apă. În spatele lunea Taremi se află Madonna. Un Kenny ISN care la un moment dat era super mega utilizabil. Clar, nu mai are niciun sens acum. Deci am luat și două iconuri și nea Pogbani. Plus niște carduri gold, de care evident am nevoie, că nu am niciun card gold peste rating 7-7 parcă. Și ăștia doi băieți pe care băgăm la un nou zbăc. Da, bun, și ultimul pachet. 25 de jucători de 84 plus. De aici mă aștept să vină ceva. Măcar un footies, de fapt. Nu ceva mare șalău, că deja au venit domnul Pogbani. Dar 100% trebuie să dea un footies. Totuși este un pachet barosan. Dacă l-am cumva aici. Nu l-am aici. Deci trebuie să mai deschid niște pachete din astea spărgături gulene. Asta e un pic cam nașpa. Am o grămadă de pachete din astea slăbane. Ok, salpa. Dacă aș putea să deschid 2-3 pachete de același fel, să le deschid deodată ar fi bestial. Uite, exemplu, gold pack-uri. Dacă am 5 gold pack-uri, să le dau 5 deodată. Ar fi spectaculos. Cum era pe site-urile alea cu cutii de CSGO. Deschide direct 5 deodată, ești nimun. Ai cașcavalul, l-ai trimis. Opa, walkout. Penis, pay, nu ne mai interesează. Nenia degeaba. Sper că e tradable, că altfel îi dau topor. Ok. Mai bine. Perfect. Uite, așa ne dăm seama. Cu adevărat că e gata FIFA 23, domnule. Îmi pică în prostie. Mai ales când vezi 15 Team of the Season într-un pachet. Show-ul complet. Mai avem încă o lună și un pic până la EAFC 24. Și începe din nou pack opening-ul, 120.000 de FIFA points. Iar stau câteva zile și deschid în continuu. Cu speranța să vină nenea în Mbappe Marinar. Sau Nike. Sau poate chiar și Hockland-ul. S-ar putea să fie și Hockland. Opa, Team of the Season direct. Ia vezi, mă. Cine este? Kadioglu. Ok. N-am mai auzit asta până acum. Chiar și Hockland s-ar putea să coste ceva. În următorul FIFA. Că o să fie același rating. Parcă cu nenea Mbappe Marinar. Na, bun. Poți să deschizi și eu pachetul ăla domnilor de la eSports? Opa, l-am văzut. 25 de jucători de 84 plus. Și bineînțeles, nu uitați dacă aveți nevoie de ceva de pe PC Garage, să folosiți codul de reducere KTXPGG. Lichidări de stoc în momentul ăsta, deci reduceri blăniță, ultra mega topor. Hai mă nene, mă, clar o să pice Team of the Season. Logic. Nemția, goalkeeper, nenea, Ter Stegen, 94 rating, deci nu mai am. Important să fie ceva barosan rău de tot în spatele lui. Și chiar sunt curios câți jucători o să pice Team of the Season dintr-un pachet cu 25. Dacă din celălalt eu pica și câte 7-8. Hai să vedem. Și în spatele lunea Ter Stegen, Araujo. Ok. Deci avem aici o mână bună de jucători Team of the Season.
niște goals, 6 duplication-uri. Start team of the season o să fie toți. În spate. Bă, e ok. E ok pe fodder, dar mă așteptam la un footies asta. Asta era, chiar dacă era cel mai slab footies, era interesant să fie și ăla acolo, dar... Ok, atât. Dar o veni neac Pogba, pe care trebuie neapărat să-l bag în echipa, hai să dacă intră direct în locul unia Mbappe. Dacă nu poate în locul unia Michiduță, sau în locul lui Gakpo chiar. Și asta e o variantă. Ia stai să vedem. Ar intra oare în locul unia Gakpo, mă cred că... Palma, stai că stare direct full cam. Nu mai am altul din angle. Cred că îl bag în locul unia Gakpo, domnilor. Atunci cred că nu mai am nevoie... Asta e mă, Gakpo, cum stătea full cam? Asta e că l-am băgat pe Van Bommel. Ok. Dacă îl bag pe nenea asta aici, pe Pogba, o să bag antrenorul francez și stă și marinarul. Mamă, cât el a fix o picat, holy schnitzel. Deci am ieșit. Cap de ghindă, treci înapoi. Ok, dar întrebarea este, domnilor, Mbappe cu Pogba în atac sau Mbappe cu nenea Ronaldinho? Sau nenea Ronaldinho cu nenea Pogba în atac? Deci asta este întrebarea. Ia să vedem. O să bag, cred că Vieira, da, de fapt sigur așa. Stă toată lumea full cam. E bun la cap. Hai, domnul Vieira. Bagă la antrenamente pe scărțari. Uită toate ce l-a fix. Toată lumea full cam. Meh. Cum arată asta? Ok, șut aproape maxat. Și lengthy by default. Parcă e lengthy și cu... Ba nu, nu. E lengthy cu atât. Dacă îi dau, cum zice, engine nu mai e lengthy. Dar în schimb cred că pot să-i dau păsăroiul. Nici nu știu exact ce ai dat la asta. Mi-a dat un pic de pace și un pic de shoot. Dar cred că păsăroiul mi-a dat și jumping și alea. Interesant. Nu l-am jucat pe nea Pogba. Hai cu low 6-3. Mega, mega pălugă. Teoretic ar trebui să fie bun. Adică nu cred că e 2 milioane și ceva de Java. Bănuiesc. Așa că o să-l testez la Weekend League și vom vedea. Cam asta a fost. Mersi la vizionare. Salut, super fain în continuare. Weekend demențial și ne auzim data viitoare. Salutare, salutare.